Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sunt curios, pare cum mai merge cu permisele, mă rog, cu examenele de șofat prin județele astea faimoase. Suceava, Pitești, Brăila... Aici pe acolo cred că se mai descurcă lumea. Ilfov, că și în Ilfov la un moment dat. E greu fără, nu? Dar sunt și oameni cinstiți care încearcă să ia prin propriile lor puteri permisul de conducere și ei trebuie susținuți, chiar dacă unele limite. Un domn de 70 de ani din județul Botoșan se luptă să obțină permisul auto și nu reușește. Și nici nu știu cum să privim știrea asta. Hai să vedem. Asta e. Deci, dânsul, mă rog, știrea este relatată de Botoșan News. 3 examene le-a picat la rând. Nu știm dacă a picat 3 examene în 5 ani sau în 50 de ani, dar ultimele 3 examene le-a picat. Și înțelegem că altele n-au fost, că presupun că... Nici nu e mult. Sau poate cine știe, avea permis și acum s-a dus să încerce, știi? Pentru... Nu cred. Cred că doar acum a făcut rost de o mașină și... La viteză și atunci poți să te duci să dai examen și mai recuperezi o parte. Să le iei mai repede. Durata de suspendare, da. Ce problemă are omul? Traseu. De asta mi-era și frică. La teorie stă bine. Aici mi-e frică de traseu. Cu teoria mai e cum mai e, cu practic. Practica ne omoară, da. Practic, pe șoselele din România. Candidatul a fost admis la teorie, însă nu și la traseu. Au fost 3 încercări până acum, a declarat Marian Ciornea, șeful serviciului, nu știu ce. El trece de proba grea, deși, nu știu, și traseu mi se pare o probă relevantă. Luna trecută la Botoșan, la teoria pentru permis, au trecut doar 52% dintre candidați. În schimb, traseul l-au luat 70%. Cum ați comentat, colegi, această diferență? Deci se pică masiv la teorie, la scris, în timp ce la proba practică, ia uite, aproape 3 sferturi trec. Pe mine mi se pare... Ce? Că așa a fost întotdeauna. Zici? Da. Dar pe ce te bazezi? Pe ce vezi în trafic? Nu, și mereu sala a fost grea, că a pus probleme cu dalea, cu primul ajutor, cu prioritatea tramvaiului, cu, știi? Da, e foarte greu, cu prioritatea tramvaiului... Hai că eu țin minte că și pe vremea mea... Dacă, scuze-mă, dacă nu ai condus niciodată, da, atunci, bine, în momentul examenului, dacă nu înveți ca lumea, te păcălești. Aha. Ai senzația că o regulă poate fi altfel decât e în realitate. Eu am învățat că basculanta și tramvaiul și trenul au prioritate întotdeauna. Deci nu mă interesează ce zice... mai bine dai prioritate. Deci prioritate, corect, prin dimensiune. Da. Numai domnul Lucescu, da? Exact, prin gabarit. Numai domnul Lucescu avea o problemă cu tramvaiul, care n-a virat la timp. Să ne aducem aminte. Păi, domnul Lucescu a câștigat atâtea bătălii. Da. Cred că a crezut că poate să o câștige și pe cea cu tramvaiul. Nu, l-am vins un tramvai. Deci atât s-a luptat cu toată Europa și uite un tramvai românesc l-a bătut. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.